Bine v-am regăsit, dragii noștri! Știați că aproximativ 98% dintre oamenii planetei cred unii în Dumnezeu, alții într-o altă divinitate, alții într-o forță superioară? Cert este că sunt foarte puțini aceia care declară că nu au niciun fel de credință. Spun declară fiindcă personal nu cred că există vreun om fără o căutare religioasă. Despre credință, credințe și religii vom vorbi astăzi împreună cu un invitat deosebit. Este vorba despre domnul Teodor Baconschi, teolog, autor a numeroase publicații de mare calibru, om politic. Domnul Baconschi a fost chiar ministru de externe al României în perioada 2009-2012 și prezentarea ar putea continua. Domnule Baconschi, ne faceți astăzi o mare bucurie. Bine ați venit! Bine v-am găsit! Vorbim despre credință, credințe, vedem că dacă punem cuvântul credință la plural, deja își schimbă ușor sensul, despre religii, dar înainte de toate să vedem o definiție a credinței dată de Sfântul Apostol Pavel. Am să citesc din Epistola către Evrei, capitolul 10, versetul 39 și capitolul 11, versetele de la 1 până la 6. Ne spune Apostolul în felul următor: noi nu suntem fii ai îndoielii spre pieire, ci ai credinței spre dobândirea sufletului. Iar credința este încredințarea celor nădăjduite, dovedirea lucrurilor celor nevăzute. Prin ea, cei din vechime au dat buna lor mărturie. Prin credință înțelegem că s-au întemeiat veacurile prin cuvântul lui Dumnezeu, de s-au făcut din nimic cele ce se văd. Prin credință Abel a adus lui Dumnezeu mai bună jertfă decât Cain, pentru care a luat mărturie că este drept, mărturisind Dumnezeu despre darurile lui, și prin credință grăiește și astăzi, deși a murit. Prin credință, Enoch a fost luat de pe pământ, ca să nu vadă moartea, și nu s-a mai aflat, pentru că Dumnezeu îl strămutase. Căci mai înainte de a-l strămuta, el a avut mărturie că a bine plăcut lui Dumnezeu. Fără credință, dar, nu este cu putință să fim plăcuți lui Dumnezeu, căci cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și că se face răsplătitor celor care îl caută. Suntem așadar fii ai credinței, nu fii ai îndoielii, sau cel puțin așa sperăm. De ce credeți că au oamenii această pornire intrinsecă, să creadă în ceva mai presus de ei sau în cineva, în cazul nostru al creștinilor? Am putea încerca să găsim un prim element de răspuns dacă luăm în calcul, pe de o parte, omniprezența unei expresii sau alte a credinței în ceva, dar și familia semantică a cuvântului, substantiv sau verb, în credința, crede, care e legată de credibilitatea a ceva, de încrederea în cineva sau într-o afirmație. Și, bineînțeles, putem lărgi cadrul la nivel antropologic. Ne dăm seama că suntem nu doar ființe raționale, conștiente de propria finitudine, de propriile limite, ci și ființe raționale capabile să gândim infinitatea, să depășim aceste limite. Iar credința religioasă este, bineînțeles, o pârghie privilegiată prin care omul face această trecere de la conștiința tragică a propriei mărginiri în timp și spațiu la contemplarea, așteptarea, conectarea la o dimensiune care se află dincolo de această condiție terestră frustrant de precară și cu care nicio generație, pe niciun meridian, în niciun secol nu s-a putut consola pe deplin. Deci credința este un cuvânt atot cuprinzător, sigur că poate fi privită și ca element în limbajul curent, dar și conceptual, poate fi conceptualizat așa cum vedem în pasajul acesta paulin, unde totul e foarte bine limpezit, atât pentru a sugera unitatea celor două testamente, nu? Continuitatea aceasta prin credință a relației directe, personale, dintre anumite figuri alese și Dumnezeu, în același timp e și un început de definire intelectuală acolo, nu? Pentru că ne dăm seama că prin credință surmontăm dubiul, nu? Această capacitate și de a ne îndoi, nu? Adică de a ne pierde unitatea și coerența când afirmăm ceva despre ceva, odată ce am intrat pe terenul îndoielii,
Sigur că această coerență este în pericol. Suntem pradă contradicției, suntem pradă poate și prejudecății. Deci e într-adevăr o temă de discuție foarte amplă care merită reflecția noastră și care ne ajută să ne și înțelegem ca oameni credincioși. Adică o credință neluminată de aceste întrebări poate să fie, să te ducă la ce? La trăirea inerțială a unui creștinism, în cazul nostru, cultural, moștenit, simplu fapt că ții, și asta e bine, nu e rău, să ții la ce ai primit de la strămoșii tăi, de la părinții tăi, dar pe de altă parte... Numai să nu te încrâncenezi, cred că atunci când te încrâncenezi, adică, și idolatrizezi o credință... Eu nu plec de la preoția universală ca să predic o teologie universală la îndemâna oricui. Dar e bine totuși ca atunci când ai acest dialog prin credință cu celălalt, cu Dumnezeu, cu alteritatea absolută, să te și întrebi ce e credință și ce este superstiție, ce este suport al unui dialog existențial autentic pe care îl configurezi în funcție de darurile sădite în tine de Dumnezeu și ce este conformism social. Trebuie să profiți de propria rațiune pentru a sprijini și a întări credința în măsura în care rațiunea luminează credința și, evident, credința confirmă demnitatea rațiunii. Și cred că ar trebui să te întrebi cu ce mă schimbă faptul că eu cred în Dumnezeu. Dacă doar cred în existența Lui, mă asemăn celor care aderă la o anumită ideologie, cred într-o idee, o absolutizez și asta nu mă schimbă cu nimic sau mă schimbă în rău în cazul ideologiilor. Da, dar și oricât ar fi de criticabile falsele credințe și falsele lor obiecte, important este că e o constantă antropologică. Faptul că suntem ființe ale proiectului și proiecției, că suntem ființe care nu pot subzista decât în orizontul unei așteptări mai ample. Nu se mărginesc în imanent, simt nevoia de transcendență. Gândiți-vă că așa ne-a creat Dumnezeu. Asta e structura intimă, ultimă a creierului uman. Deci nu o să găsim în discursul neuroștiințelor neapărat un sediu al credinței, dar este evident că face parte din arhitectura noastră cerebrală, adică altminteri am fi trăit într-un univers poate la fel de rațional, poate am fi avut aceleași instrumente și capacități, dar nici n-am fi putut concepe ideea de transcendență, ideea de dimensiune nevăzută, dar pe deplin reală, ideea de persoană, nu, divină. Toate lucrurile astea sunt provocări la limita cunoașterii intelectuale, dar care ne arată că și cei care susțin că n-au, de pildă, să-i cazul extrem, nu, să zicem aia 2% care sunt, spun, dom'le, n-am nicio credință, putem compara asta cu observația aristotelică, potrivit căreia cine n-are o filozofie are deja o filozofie. Aceea că nu are. Și aici, da, și aici e vorba de... Deși 2% asta e un procent cam optimist, pentru că, de fapt, în societățile mai cu seamă occidentale, agnosticismul, adică incapacitatea de a te decide cu privire la existența sau inexistența lui Dumnezeu, este tot o formă de credință. E mult mai răspândit de atât. Nu, să zicem, el caracterizează și mentalitatea comunităților științifice și e un fel de onestitate intelectuală. Sunt oameni care, într-un fel sau altul, recunosc că cu mijloace exclusiv raționale nu poți demonstra nici existența, nici inexistența lui Dumnezeu, deși teologii o să-i contrazică, o să spună, să facem inventarul argumentelor pe care întâlnirea între teologia creștină și filozofia greacă le-a formulat în, cel puțin în perioada patristică și medieval-scolastică. Cred că argumentele pentru existența sau inexistența lui Dumnezeu depășesc rațiunea, depășesc până la urmă știința. Sunt foarte mulți astăzi care încearcă să argumenteze științific existența lui Dumnezeu. Ori știința are niște limite autoimpuse, ea se referă doar la ceea ce intră sub incidența simțurilor, ori Dumnezeu nu intră sub incidența simțurilor. Ce e cuantificabil, verificabil în laborator și totodată știința răspunde la întrebarea cum.
nu la întrebarea de ce. Credința ne dă o perspectivă mai largă, ne pune în față acest gând. De ce a fost creat Universul? Nu cum a fost creat, nu că a fost vorba de Big Bang sau nu, nici nu ne interesează. Contează... Ne interesează, dar nu, una din punctul de vedere al credinței. Răspunde unei, la nivelul cauzalității, nu? A finalităților, a cauzelor prime. Deci n-are rost să facem o... să punem știința și religia într-o, așa zisă, competiție, pentru că obiectul lor e diferit. Într-adevăr. Tot Sfântul Apostol Pavel ne vorbește despre credință în Epistola către Efeseni, la capitolul 2, versetul 8, și ne vorbește despre credință în calitatea ei de dar. Am să citesc exact textul ca să vedem despre ce este vorba. Ne spune Apostolul: căci în har sunteți mântuiți prin credință și aceasta nu este de la voi, este darul lui Dumnezeu. Așadar, credința este un dar. De ce nu au toți acest dar? Sunt oameni, fiindcă am vorbit despre agnostici, dar nu numai ei. Ei, până la urmă, sunt oameni care cred, însă nu și-au definit felul în care cred. Sunt atei care spun că și-ar dori să creadă în Dumnezeu, însă nu pot. Este normal, este firesc, este drept ca ei să fie judecați la sfârșitul vieții pentru ceva de care se pare că nu sunt vinovați, dacă această credință este un dar al lui Dumnezeu. Bun, acum nu o să refacem la Biblioteca Sfântului Sinod, care atât de frumos ne găzduiește, nu o să reconstituim toate dilemele și polemicile teologice legate de sola gratia, sola fides, bun. Dar e o scuză cam ușurică asta, că, domne, aș vrea să cred, dar nu pot. Pentru că asta atestă ce? Un stadiu introspectiv incipient, un fel de superficialitate în cunoașterea de sine, o relativă incompetență filozofică atunci când e vorba de a tematiza condiția umană încă o dată în spațiu și timp. Asta e lenevia celui care nici măcar n-a formulat întrebările prime, dar apoi să le caute un răspuns, și care trăiește inerțial sub această scuză, să zicem așa, amorală. Pur și simplu nu își pune problema binelui și răului, nu își pune problema sensului generic al existenței, nu vrea să caute un răspuns la această putere uluitoare a iubirii de a transfigura mizeria umană, nu? Care e reversul măreției umane, cum spunea Pascal. Deci oamenii ăștia, sigur, se pot refugia în tipul ăsta de scuză, însă nu conving pe nimeni, adică probabil nici pe ei. Nu trebuie, bineînțeles, să judecați, dar trebuie să li se arate într-un fel sau altul că ăsta e un răspuns de primă instanță care nu aduce nicio lămurire fundamentală. Îl vedem pe Toma, de exemplu, unul din apostoli. N-a fost el necredincios, a fost îndoielnic în credință, dar dacă a căutat sincer, Dumnezeu i s-a descoperit. Cred că nu există om căruia Dumnezeu să nu i se descopere dacă el este sincer în căutarea lui. Da, și cred că trebuie să înțeleagă fiecare novice. Bun, poți să-l deduci pe Dumnezeu dintr-o teologie naturală, nu? Să vezi în cartea cosmică o urmă divină și o intenție creaturală, dar în același timp trebuie să înțelegi condițiile dialogului între creatură și creator. Condiția acestui dialog este estomparea de sine, nu? Adică să-i faci puțin loc lui Dumnezeu, cât de puțin. Prin acea fantă, oricât de mică, microscopică de-ar fi, poate să intre un șuvoi de har revelator, poate să ți se descopere cu adevărat proximitatea și infinita distanță a lui Dumnezeu, care sunt coexistente, ca să zic așa. Dumnezeu e mai în adânc decât noi înșine și în același timp dincolo de tot ce poate mintea noastră să formuleze. Cred că ne este mai intim decât propria persoană. Da, după acest nobil topos augustinian. Dar cert este că oricine poate să primească darul credinței dacă îl așteaptă, nu? Adică e, odată în plus, o psihologie a deschiderii de sine. Cum te poți deschide spre mister, spre ce nu cunoști, spre adevărul superior omului, perfect încarnat însă în creștinism, prin intersecția dintre veșnicie și timp în persoana lui Hristos, cum poți să faci asta dacă nu lași acolo, nu deschizi ușa, metafora aceasta, iată, stau la ușă și bat, e foarte bine plasată, pentru că
sufletul bun, e, să zicem, un fel de comoară păzită de o ușă ferecată, nu? Dar dacă nu întredeschizi acea ușă, Dumnezeu nu forțează intrarea. Asta pentru că, deci la întrebarea, bine, dar de ce n-au toți? Păi dacă ar avea toți fără să aleagă cumva chestia asta, atunci libertatea umană ar fi un mit. Ar fi o simplă poveste și nu e așa. Ne dăm seama că de fapt grandoarea omului decurge din această condiție de ființă liberă. Spunea Nicolae Steinhardt foarte frumos, Dumnezeu este boier, el nu intră nepoftit. Stă la ușă, bate, contează de noi cum îl primim. Da, și... dar cei care au vocația servituții voluntare, deci care resping responsabilitatea propriei libertăți, ar aștepta un Dumnezeu tiranic, care să impune implacabil și care nu le confirmă libertatea, ci le-o suprimă din capul locului. Ori treaba asta nu e modus operandi cu care Dumnezeu, prin care Dumnezeu s-a arătat lumii. El s-a arătat lumii, într-adevăr, alegându-și, într-un fel, interlocutorii, dar pentru că le cunoștea disponibilitatea prealabilă de a-l asculta. Deci e un joc dialectic și cred eu că asta face și frumusețea credinței, că nu e un act impus, e un act de libertate, e un act prin care decizi că ai ajuns la această nevoie și că cunoașterea lui Dumnezeu ca urcuș infinit este adevărata sevă a traversării deșertului terestru, ca să zic așa, pentru că suntem într-un fel de exil, nu ca atare pe pământ, dar în condiția de oameni căzuți, în condiția de oameni care cunosc paradisul doar ca amintire palidă. Așadar, credința este un dar, dar un dar care se oferă tuturor, contează să știm să-l primim. Să lași locul ăsta liber, să întredeschizi ușa, să vrei să cauți, să te simți interlocutorul cuiva al cărui chip trebuie să se precizeze. Și adevărul e că am fi la limita disperării dacă n-ar fi fost întrupare, adică misterul absolut, impenetrabil al lui Dumnezeu a căpătat un chip și iconic și faptic, istoric, și asta ne ajută enorm, adică chipul lui Hristos e cel pe care îl refuzi atunci când spui că tu nu poți să crezi, te uiți la el și totuși nu te convinge. Asta te ajută enorm, dar îți lasă foarte puține scuze pentru cerbicia agnostică. Și mai este încă un aspect, mie mi se pare extrem de grăitor ceea ce spune cel mai hidos dintre pământenii, așa grăita Zaratustra. El întreabă, știi cine sunt? Spune, da, știu, ești cel mai hidos dintre pământeni, tu ești cel care l-a omorât pe Dumnezeu. L-ai omorât fiindcă nu mai suportai acest martor care te privea. De obicei, cei care refuză să creadă au ceva, o problemă în conștiință și refuză acel martor care privește. Să crezi că există Dumnezeu, asta te pune la treabă, te face să te schimbi, te face să spui probleme de conștiință și e mai comod să nu crezi. Bun, acum bietul Friedrich Nietzsche, în perioada în care s-a cufundat în nebunia lui finală, își semna mâzgălelile post-filozofice cu răstignitul. Deci e clar că a avut un, ca și mulți alți negatori moderni sau mai târzii chiar de atât ai creștinismului. Avem și noi pe Cioran, care nu credea, dar care, se războia care, care au avut un scris mistic, au fost obsedați de marea muzică, Wagner în cazul lui Nietzsche și Bach în cazul lui Cioran, și care în orice caz au avut un fel de revoltă, probabil mai cu seamă împotriva puterii religii organizate. Dar tema metafizică nu putea să lipsească pentru că erau de fapt ambii filozofi mari și oameni ai autenticității. Ați vorbit despre religie organizată. Sunt într-adevăr oameni care acceptă credința, o recunosc, spun că este o nevoie a sufletului, recunosc existența lui Dumnezeu, însă nu acceptă religia ca formă organizată, exact cum a spus. De ce? Pentru că, spun ei, este un construct social. Este important să avem și o religie sau este doar de ajuns credința neafiliată? E inevitabil să străiești credința într-o comunitate și o tradiție vie care o legitimează și care îi dă profunzime istorică și veridicitate.
Deci nu poți să privatizezi radical relația cu Dumnezeu, pentru că ea trece prin semeni, trece prin această bogată tradiție structurantă și care e un fel de busolă în aventura spirituală individuală. Adică nu poți să te lipsești de cei care transmit aproape inițiatic sensurile ultimele experienței religioase, adică de părinți într-un fel spiritual, nu? De predecesorii care au fost pe Horeb, pe Sinai, înaintea ta și au văzut direct, măcar precum Moise, spatele prezenței divine. Dar e o modă acum care derivă dintr-un criptoprotestantism care vine la pachet cu secularizarea, cu discursurile despre deconstrucție, demitizare, care la rândul lor se justifică prin ipoteza profund dăunătoare că absolut tot ce ne înconjoară e un construct social care maschează o formă de oprimare. Și că o adevărată emancipare, liberare, un adevărat progres presupune deconstrucția, presupune demitizarea, refuzul oricărei forme de autoritate, oricărei forme de ierarhie. Dăm la o parte tot, dar ce punem în loc? E o utopie anarhistă care virează spre distopie, pentru că e exclusivă perspectiva asta și devine oprimantă la rândul ei, nu? Însă nu e sustenabilă ipoteza asta unei. Bun, cineva ar putea spune, dar nu cei însingurați, monahii care au adoptat un regim de viață idioritmic în pustie, nu ei sunt cei mai aproape de desăvârșirea modelului creștin, adică omului perfect încarnat în Hristos? Da, însă și ei veneau când și când să se împărtășească cu fraților dintr-o obște sau chiar dacă au practicat o solitudine radicală, au ținut cont de învățătura bisericii și de teologia și spiritualitatea moștenită de la propriilor magiștri într-ale vieții spirituale. Așa încât au trăit asta într-un context filocalic, nu, să spunem, sau într-un context patrical, conștienți că nu sunt decât niște mărunți continuatori ai unor titani ai experienței sacrului și a fuziunii din sufletul, a uniunii mistice dintre suflet și Dumnezeu. Dar în linii mari, omul fiind ființă socială și cel puțin în religia noastră, iubirea de aproapele fiind regula de aur, evident că ai nevoie de un aproape, nu? Nu te poți considera credincios. Credincios e un Dumnezeu al oștirilor, e un Dumnezeu al bolții cerești, e un Dumnezeu al teofaniilor și epifaniilor, e un Dumnezeu al întrupării în final, în climaxul acestei dezvăluiri de sine restauratoare pe care Dumnezeu o decide în relația lui cu umanitatea căzută. Toate astea sunt repere ale unei tradiții în care te înscrii. Nu ești de capul tău, nu apar din nimic, trebuie să transmiți și tu ceva următorilor oameni. Deci aici nu e o chestiune de alegere, dar nici o fatalitate. E adevărat altceva, mai degrabă că așa cum avem amprente digitale și un iris irepetabile, nu? Singulare, și credința capătă forme organizate social, cultural, se înscrie într-o tradiție, dar are o individualitate specific pe undeva personal. Inefabilă, da, adică tocmai inepuizabil, faptul că Dumnezeu e inepuizabil justifică și această diversitate ireductibilă a experienței personale. Nu putem ști nimeni, și tocmai e platforma pe care poți cunoaște și te poți fraterniza cu un semen de al tău, în măsura în care prin confesiuni reciproce poți să vezi ce este
ce te leagă de el, în ciuda faptului că tu îl trăiești pe Dumnezeu sui generis, în propriul tău fel. Și exact cum a spus, suntem ființe sociale, nu poți avea o credință ambiguă, până la urmă trăim în societate și avem nevoie de un set de norme comune după care să ne ghidăm. E ca și cum am spune, vreau să circul cu mașina pe stradă fără reguli de circulație. Avem nevoie de niște reguli comune, iar regulile acestea comune de circulație ni le dă religia, religia fiecăruia. Credința trebuie să fie și afiliată religios. Fiindcă moderatorul este vocea telespectatorilor, am primit acum ceva timp următoarea întrebare. Ea sună așa. De ce există atâtea religii, de vreme ce există doar un singur Dumnezeu? Asta putem face trecerea de la ce spuneam adineori la întrebarea respectivă. Sigur, apelăm și la argumentul patristic, exista o teologie naturală, nu? În afară de cea supranaturală, revelată, un fel de memorie adamică, care explică semințele acestea de înțelepciune răspândite în toate culturile și civilizațiile. Credem în asta. Există și o revelație naturală, nu doar una supranaturală. Și, pe de altă parte, de unde să fi ales Dumnezeu, un popor ales și unul singur, dacă nu dintr-o diversitate enormă de ipostaze ale umanității? N-avea de unde să aleagă altminte, nu? Adică această îngustare prin alegerea lui Israel, care creează baza reuniversalizării revelației monoteiste odată cu trecerea de la sinagogă la Biserica lui Hristos, asta a presupus mai întâi un fel de preselecție, care poate să pară arbitrară, dar care e în logica evoluției sau dinamicii descoperirii lui Dumnezeu, care îți arată, nu? Adică asta prefațează cei de pe urmă vor fi cei din tâi, răsturnarea radicală a valorilor pe care Hristos o operează prin învățătura lui. Și până la urmă, cum ați spus, suntem oameni liberi, este normal ca oamenii să aibă păreri diferite, fie ele greșite sau nu, și de aceea pot apărea diferite opinii religioase, diferite forme de manifestare a credinței. Toată smerenia față de misterul credinței, trebuie să ne aducem aminte, poate autoironic chiar, față de condiția noastră. Nu există religie care să nu se autoafirme ca fiind singura adevărată, nici măcar în peisajul confesional creștin. Deci, Eliade avea dreptate, sigur, istoria credințelor și ideilor religioase. Dar această pluralitate trebuie să devină așa un poem doxologic, adică să ne bucure bogăția expresiilor pe care le capătă relația dintre Dumnezeu și teritoriul sacralității și dincolo de el, nevoia universală a omului de a-și găsi sensul prin experiența divinului. Fiindcă am ajuns la pluralitate, suntem părtași la ceea ce numim societatea postmodernă. Unii vor să o numească post-adevăr. În această societate, orice idee se vrea la fel de valabilă cu alta, toate ideile sunt egale, deși se contrazic, se bat cap în cap. Sunt oameni care susțin că toate culturile și toate religiile sunt egale, sunt perfect valabile. Poate un creștin ortodox practicant să afirme că religia lui este la fel de valabilă ca toate celelalte sau că celelalte religii sau confesiuni sunt la fel de valabile cum este ortodoxia? Asta e o temă capcană, pentru că ea stă la originea tuturor certurilor dintre oameni care scot cei mai rău din firea fiecăruia și otrăvesc societățile și minima armonie care sprijină pacea socială. Nu trebuie să evităm astfel de întrebări, dar cred că cel mai onest este să spui că Dumnezeu a vrut ceva și cu tine dacă tu te-ai născut într-o anumită tradiție. Când începi să ierarhizezi confesiuni, religii diferite sau să le compari cu diverse opțiuni ideologice sau intri într-un labirint din care nu mai ai cum să ieși. Și asta te poate transforma și într-un fanatic al unei cauze unilaterale asumate, te poate transforma într-un măgar turbat cu ochii astupați, care nu poate merge decât într-o direcție. E de evitat treaba asta. Adică cunoaște și tradițiile altora cu respect intelectual și cultural, istoric. Respectă diferențele, pentru că altminteri te trezești într-o teocrație sau
distopie ideologică de tip nazi-comunist, din nou, și nu vrem asta. Bucură-te de libertatea pe care ți-o dă democrația, chiar dacă asta te pune față în față cu o lume mai pestriță, mai puțin omogenă, mai puțin înregimentată într-o voce socială unică. Păi asta e un mare avantaj. Și pe de altă parte, cred că și noi ca ortodoxi trebuie să fim bucuroși de faptul că moștenim o predanie certificată apostolică și nealterată, dar în același timp să vedem și ca un exemplu de pedagogie divină că noi suntem o minoritate, chiar și în lumea creștină. Și că asta nu înseamnă că Dumnezeu a predestinat o majoritate de creștini, deci de ființe botezate, iadului sau nu, damnațiunii veșnice. Trebuie să vedem și că asta, adică caracterul miniatural și minoritar al ortodoxiei în peisajul creștinismului contemporan e, cum spun, o lecție divină care trebuie cumva abordată cu mai mult rafinament duhovnicesc. Adică să te întrebi care-i tâlcul acestui, să fie ceva de natura restului lui Israel, să fie ceva de natura acelui drept care totuși e de găsit și în cetățile cele mai desfrânate. O turmă mică. O turmă mică, bun. Toate astea sunt surse de vanitate pentru cel care se consideră ales. Ori îl avem pe Hristos care le spune evreilor, nu vă gândiți că sunteți fiii lui Avraam, pot să ridic și din pietrele acestea. De fapt, Sfântul Ioan Botezătorul spune, exact, nu vă gândiți că sunteți fiii lui Avraam, pentru că Dumnezeu poate să ridice fiii lui Avraam și din pietrele acestea. Adică nu te lăuda cu ce ți-au lăsat alții. Încearcă să dai tu măsura personală în viața care ți-e dată. Și asta e încă o dată, de câte ori cauți și găsești exemple de pedagogie divină, atunci o să regăsești și smerenia de care tot vorbim, dar care e mai greu de atins decât de bineînțeles, proclamat. Fără să ne relativizăm credința. Avem credința noastră, îi respectăm. Sigur. Dar n-ai cum să fii în biserică dacă nu crezi în adevărul învățăturii ortodoxe. Domnule Baconschi, atunci când vorbim, când avem discuții interesante, timpul trece foarte repede. Emisiunea de astăzi a ajuns la final. Vă mulțumim că ne-ați vorbit despre credință, ne-ați arătat că ea nu poate fi una ambiguă, ci trebuie să fie afiliată religios, trebuie să avem anumite norme care să ne arate calea pe care o avem de parcurs și nu este de ajuns să avem doar o credință ideologică, să credem că există un Dumnezeu, dar asta să nu ne schimbe cu nimic. Vă mulțumim și vă așteptăm să ne fiți alături și cu altă ocazie. Mulțumesc și eu. Dragii noștri, sperăm că emisiunea de astăzi v-a fost de un real folos și că v-a răspuns întrebărilor și nelămuririlor pe care le aveați. Vă dau întâlnire și data viitoare aici, la Trinitas TV. Până atunci, nu uitați de adresa noastră de e-mail, pe care o vedeți acum afișată pe ecran și unde ne puteți trimite sugestiile dumneavoastră. Să aveți o săptămână binecuvântată!